Salut, sunteți la ZF Live, sunt Cristian Hoțiu și haideți să vedem ce avem astăzi la emisiunea noastră de business. Cum vede un tânăr antreprenor scandalul politic? O dezbatere cu Marius Ștefănescu imediat la ZF Live. Am făcut un MBA și tot nu câștig cât cei de la vârful instituțiilor de stat. O analiză despre piața muncii la stat și la privat în câteva minute la ZF Live. Am revenit la ZF Live. Înainte să trecem la discuția noastră despre cum vede un antreprenor tot acest scandal politic și dacă îl afectează sau nu și cum îl afectează, principale știri ale dimineții, cursul este la 4,52 lei pentru un euro, destul de stabil. Bursa de la București a deschis indecis, iar RomGaz, care este în acest moment principalul activ al statului și a raportat rezultatele financiare pentru anul trecut, un profit de 930 de milioane de lei, în scădere cu 17%, la o cifră de afaceri de 3,89 miliarde de lei. Trecem acum la prima noastră discuție. Ce înțelege un antreprenor care și-a luat viața în mână și a zis că mai bine să vadă dacă se poate descurca în această economie? Și ce înțelege din tot acest scandal politic Marius Ștefănescu, antreprenor Green Development? Marius, salut! Mulțumesc salut. Că ai venit la ZF Live! Mulțumesc pentru invitație! Deci, tu ai lucrat la multinațional, ai lucrat la Corie 6 ani, ai prins perioada de criză, ai terminat management la Oradea, ai venit la București. În 2012 ai luat-o pe cont propriu, ai o cifră de afaceri, sau anul trecut, cumulat pe cele două companii, aproape de 1 milion de euro. Deci, când te uiți la tot acest scandal politic, plus, așa cum ai spus, ai făcut 17 locuri de muncă. Deci tu ești printre cei care au creat în 2012-2013 17 locuri de muncă. Da. Ce aș putea spune din perspectiva unui antreprenor este că această criză politică nu ne ajută foarte mult. Din simpla mea experiență și mica sau experiență... Sau e capa sfințită. Da. E capa sfințită, vrei să spui, nu? Da. Ne-ar ajuta foarte mult să avem un climat politic stabil, să avem miniștri care au mandat de la început până la sfârșitul, rămân în funcția respectivă și duc anumite proiecte până la capăt. În schimb, neavând acest lucru, noi trebuie să ne acomodăm. Sunt diverse lucruri care... Dar tu ai legături cu ministerul, tu ai două companii, una de pus apă, instalez apă. Da, eu când am ieșit din multinațional, am lucrat 6 ani la Colliers International, pe partea de industrial, fiind consultant. Investițiile străine care veneau în România, noi eram cei care dădeam sfaturi, adică pe partea demografică, logistică. Făceam un studiu complet, nu era doar logistic, închiriere spații. Pur și simplu le arătam zonele în care se pretează ca acel investitor să vină. Și aici pot să dau exemplu. O companie foarte mare din domeniul automotiv își dorea să intre să producă scaune pentru Mercedes și BMW. Atunci noi trebuia să căutăm zona în care mâna de lucru era specializată sau fusese o industrie pe partea aceasta, să mergem să negociem cu autoritățile locale, să găsim o versiune. Deci tu, voi negociați cu autoritățile locale și cum era? Lor. Bun, și tu ce, adică ce proiect ai avut? Cu cine ai negociat? Ai bătut la ușă la primar și ai zis: domnul primar, am un investitor, vrea să facă volane Mercedes. Da. Dar ține teren, nu? Așa se poartă. Da, în unele cazuri așa am mers, în altele cazuri am mers prin dezvoltatorii consacrați care investau pe partea aceasta de industrial și puteau să facă un proiect build to suit. Exact ce avea nevoie acel investitor. Pentru o chirie. Adică investitorul făcea structura și doar acea companie doar se instala acolo. Exact. Și plătea chirie. Da. Pentru că fiecare era cu nișa lui de business. În general, companiile mari internaționale nu doresc să investească și să aibă proprietăți. Cei care sunt investitori consacrați pe real estate sunt cu proprietățile și merg împreună cu ei. Vor să stea pe un cash flow. În cei 6 ani la Colliers, care au fost principalele proiecte care pot fi trecute în dreptul tău? Adică pentru ce te-ai bătut? Ca și clienți exclusivi, pot să zic Volvo România, Foresia, putem Coca-Cola, Pepsi, multe proiecte de genul acesta. Lista este mare, bun, nu știu dacă pot să dau... Bun,
Bine, în 2012 ai zis, nu mai vreau să lucrez, ok, vreau să iau pe cont propriu. Ce ai făcut? Sau de unde e această idee de a intra pe piața de furnizare de apă și deșeuri? Am luat această decizie consultându-mă cu niște prieteni apropiați cu care sunt și partener în businessul acesta și ne-am gândit, ok, suntem tineri, avem o platformă pe care am crescut multinațional, haide să facem ceva bun pentru noi, pentru viitor, pentru toată lumea. Și astfel ne-am gândit să intrăm pe partea de reciclabile. Încă nu știam cu ce se mănâncă, ce ne trebuie, ce înseamnă investiții. Dar de ce tocmai reciclabile? Adică crezi că e de reciclat toată România? Nu, mă gândesc că resursele, în general resursele, nu sunt inepuizabile. Și atunci putem merge pe această nișă, să încercăm să pe partea aceasta de green environment, unde colectăm deșeuri reciclabile, și pe partea de apă, filters, unde, propriu zis, venim cu soluții și facem apă potabilă din absolut orice, în ideea de a avea ceva bun, avea ceva mai puțin bun și a face ceva bun. În ideea de green, în ideea de mediu curat, în ideea de viitor și... Dar poți să faci apă potabilă din Dâmbovița? Da, se poate. Serios? Cum? Păi sunt anumite sisteme care filtrează foarte bine apa și automat noi folosim niște tehnologii, spre exemplu osmoză inversă, o tehnologie inventată de MIT pentru NASA și pentru... MIT cunoscută... Exact, pe undeva prin 60. Universitate și... din Statele Unite. Exact, ca idee, astronauții când merg în spațiu au limitat apă la ei și atunci toată apa, indiferent... nu dăm detalii, toată apa trebuie recirculată, nu mai au de unde. Și atunci folosesc tehnologii de genul acesta. Deci apa se poate trata indiferent de calitatea ei. Bun, și a venit, nu știu, dau un exemplu, cineva de la primărie să zică, domne, hai să uite ce murdare apă din Dâmbovița. Da, încă nu am... Nu se poate face baia acolo. Exact. În scurta mea experiență cu autoritățile locale, am încercat să mergem pe partea de, mai mult pe partea de companii, persoane fizice, și n-am lucrat cu partea asta de primării, care sunt oarecum instabile. Bun, și ai început în 2012, da? Da, la mijlocul anului ne-a lovit în cap acea criză politică. Cum a fost la început? Nu ți-a părut rău? Adică să zici, domnule, uite, nici bine n-am început și am pus niște bani și este, pot fi măturat. Da, este destul de interesant, pentru că toată lumea când iese din multinațională și din programul multinațional are impresia că se duce în antreprenoriat pentru timp liber și multe alte beneficii. La un moment dat ajungi și la nivelul acesta, dar până ajunge la acest nivel trebuie să te gândești că ai în spate oameni care sunt, pentru care ești responsabil, oameni care au nevoie și adică poate n-au, să le plătești salariile. Exact. Poate n-au o condiție ca și a ta, poate nu și-au pus bani deoparte din diverse proiecte ulterioare și așa mai departe, nu sunt atât de calculați. Oameni care tu pur și simplu ești responsabil, da? Criza politică nu ajută. Avem foarte multe relații cu externul. Noi, propriu-zis, pe firma Green Environment, deși mulți se gândesc că fac producție și exportă, noi exportăm deșeuri. Clienții noștri principali sunt Austria, Germania și... Adică care... tu iei deșeuri, exact, din România și le exporți acolo, exact, nu? Da. Și anul trecut ce deșeuri ai exportat? Deci anul trecut aș putea să spun pe partea de Green Environment, pot să zic că așa în mare discutăm undeva de 100, aproape 100 de tone de ulei alimentar uzat, cel de la restaurant, da? Adică tu iei uleiul de la restaurant, exact. Îl plătești? Plătești la restaurant? Da, normal în țările dezvoltate nu se plătește, dar la noi am tot timpul în minte acea imagine cu măgărușul, îi dai un morcov în față și un bici în spate. Normal, agenția de mediu ar trebui să ne ajute și să luăm acest deșeu pe gratis, care este foarte toxic și face foarte multe probleme, dar noi, pentru a stimula, fie dăm bani, fie oferim ulei. Bun, și cum ulei se plătește pentru, nu știu, deșeuri, pentru uleiul folosit? Contează foarte mult de cantitate, locația, sunt foarte multe costuri logistice pe partea asta. Bun, deci tu iei ulei care a fost deja, exact, folosit,
100 de tone și l-ai 100 de tone, da, 100 de tone pe lună. Pe lună. Pe partea de hârtie carton, cred că în vârf am avut undeva la vreo 400 de tone lunar. Bun, și austriecii ce fac cu el? Adică de ce ar avea nevoie austriecii și n-am avea noi nevoie de aceste lucruri? Da, este o întrebare foarte bună. La fel, intrăm în legislația Uniunii Europene și legislația noastră locală. Pe Uniunea Europeană există o lege care spune că cei care distribuie combustibil trebuie neapărat să folosească undeva un aport de 5, 7, 9%, depinde de țară, de biocarburant în blending-ul, în acel amestec de motorină. Biocarburantul, pentru că prețul uleiului brut, uleiului noi este foarte sus, nu știu, 6 lei, 5 lei și ceva, este foarte sus, atunci se face din ulei alimentar uzat. Și aceeași se compoziție tratează. Are aceeași, nu știu, aceeași da, proprietăți? Da, procesul se face procesul de fabricare a biodieselului este cu totul diferit față de... Bun, și uleiul românesc din restaurantul, câte lei pe tonă? Nu știu, cât de cât? Începând de la un leu până pe la 2 lei, 2 lei și ceva. Un leu pe tonă? Pe litru. Pe litru? Pe litru, da. Ok. Și cu cât îl dai? Depinde foarte mult de sezon, depinde foarte mult. Dar cine de... plătește cel mai mult? Cel mai mult ce anume? Pentru ulei românesc, comestibil, de la cartofii prăjiți, ca cine, să spunem cine așa. Cine plătește cel mai mult pe piață? Da. Noi plătim cel mai mult pe piață. Nu, am înțeles, dar când îl revinzi mai departe la export, nu știu, austriecii, nemții plătește cel mai bine? Nemții, dar din punct de vedere al costurilor logistice, preferăm să-l dăm mai aproape în ideea în care... Și uleiul cu ce-l transporti? Cu cisterna. Cisterna, nu? Da. Ai cisternele tale, le închiriezi? Nu, am învățat o chestie foarte importantă din partea de real estate. În general trebuie să stai pe core business-ul tău. Deci dacă faci ceva, faci lucru. E important să ai și cisterne, dar din punct de vedere al costurilor este mult mai important să externalizezi acest serviciu decât să stai să-ți bați capul cu... Bun, și câte cisterne dai pe lună la extern? Undeva la 4. 4 cisterne, 4 nu? A fost anul trecut. Anul acesta sperăm ca... până la sfârșitul anului să dublăm cantitatea de ulei și... Bun, USL-ul conducea cu 70% sau deținea 70% din Parlament, s-a rupt în două, acum discuții pentru formarea unui nou guvern, te afectează când partenerii tăi externi ce întreabă? Sau cei care sunt aici în România? Da, pe partea aceasta sunt anumite... Pe partea fiscală, sunt anumite lucruri care trebuie duse la sfârșit, ni se promite că TVA-ul o să mai scadă, ar trebui făcut ceva în zona aceasta. Incertitudinea în general nu ajută foarte mult. Faptul că a căzut USL-ul, se formează USD-ul, nu știu, domnul Tăriceanu pleacă la o altă formațiune, s-a format... În mediul de business contează, dar nu foarte mult. Ce contează este să fie acea stabilitate. Atunci când mergi la extern și discuți cu un partener de acolo, să poți să-i spui că eu, compania mea este protejată, da? Și poți să ai un partener pe tot ceea ce înseamnă. Adică compania mea nu o să dea faliment din motive politice sau din altceva, pentru că mi se impun diverse... Bun, din toate taxele, ce ai vrea să se reducă? Adică care pentru tine... Care e povara cea mai importantă în acest moment? Vrei mai mult TVA-ul sau contribuțiile de asigurări sociale? Cred că ambele ar putea să Bun, fie. Nu se pot ambele. Trebuie să alegi. Ce ai vrea mai mult? TVA-ul cred că m-ar ajuta mai mult în momentul de față, pentru că eu cumpăr cu TVA și export fără TVA. Și atunci am o problemă pe partea de returnare TVA. De recuperare. De recuperat, da. Îți recuperezi TVA-ul sau nu? Am recuperat, dar procesul este puțin mai greu și atunci încerc să... Îți afectează fluxul de cash, nu? Mi-afectează foarte mult fluxul de Bun, de cash. Cum a început anul ăsta pentru tine? Anul acesta este pozitiv, pot să zic. Îmi bugetez creștere pe ambele companii, deci dacă discutam de... peste 1 milion de euro cifră de afaceri pe ambele companii. Sper ca până la sfârșitul anului să am o creștere de... să ajung undeva la 1.500.000, 1.600.000, poate chiar mai mult de mai de mult euro. Din deșeuri? Mai mult din deșeuri. Cealaltă adică noi vom consuma mai mult ulei, da, o să ai da. De unde să iei. O să facem mai mulți cartofi prăjiți. Exact. Se mănâncă mai mulți cartofi iei prăjiți. Iei ulei de la McDonald's?
Da, nu știu dacă am voie să dau numele clienților. Nu știu, să zicem așa, de la fast food. Luăm de la, ca să-ți dau un indiciu, luăm de la cei mai importanți trei jucători de, sau cei mai importanți trei lanțuri de fast food-uri din România. Și aici poți să-ți dai seama care sunt clienții, nu, și la nivel Bun. Național. Da, de ce ți-ai bugeta creștere? Adică unde vezi tu creșterea? De unde? Anul acesta o să merg mult mai mult pe național, pentru că business-ul meu se întâmpla mai mult în București, Constanța și Brașov. Momentan o să merg național și am un program de fidelizare și de oarecum educare al bucătarilor pe partea aceasta și voi aduce cantități mai mari din țară. Din țară însemnând din provincie. Prin educare ce înseamnă? Majoritatea folosesc ulei de, asta strict tehnic, folosesc ulei de floarea soarelui, noi vrem să-i ajutăm să folosească ulei de palmier, pentru că are proprietăți mai bune, da? Adică faci cartofii prăjiți cu ulei de palmier? Da, majoritatea fac ulei de palmier, da. Serios, unde? În București, da. În București se face. Da? Deci nu mai e ulei de floarea soarelui. Da, uleiul de palmier este mai sănătos. Și cei de la fast food? Tot folosesc ulei de palmier? Da, depinde de fast food, în general ulei de palmier, dar folosesc și diverse mixuri de. Dar când s-a schimbat această trecere de la ulei de floarea soarelui la ulei de palmier pentru cartofi prăjiți? Odată cu educarea pieței, hai să zicem vreo 2 ani de zile, noi suntem prima companie care am încercat să educăm piața și dar să livrezi și uleiul de palmier? Da, încercăm să le dăm și okay, ceva adică, schimb ca să meargă lucrurile mai bine. Să... Adică tu vinzi uleiul de palmier și le iau după... pe cel vechi. Ok, ok. Și care e diferența de preț între un ulei de palmier și unul de floarea soarelui? Palmierul este puțin mai scump, dar durează mai mult. Adică? 10-15%, depinde foarte mult. Pentru ce înseamnă că durează? Adică poți să-l folosești de mult mai multe ori. De 2-3 ori? De 2-3 ori. Ca idee, uleiul de palmier poate să aibă o temperatură de fierbere și undeva la între 240 până la aproape 300 de grade, începând de la 200 în sus. Uleiul de floarea soarelui este mult mai jos și atunci se arde mult mai repede. Proprietățile lui scad mult mai repede prin prăjire. Bun, spre exemplu, anul trecut Statistica a anunțat o creștere economică de 3,5%, nu știu, te-a influențat sau te gândești că anul ăsta ar putea să fie mult mai bine? Vrei să mai, anul ăsta, câte locuri de muncă ți-ai propus să creezi? În general, oamenii buni sunt la căutare. Asta e problema, zic eu, în antreprenoriat și în business-urile locale, pentru că suntem în căutare de oameni buni. Pentru tine, ce înseamnă un om bun și câți bani îi dai? Să presupunem că se uită cineva acum și el să consideră pentru el un om bun. Adică la ce să se aștepte? 1500 de euro pe lună, 2000 de euro, mai puțin de 1000 de euro? Cam pe unde? Ce înseamnă un om bun? În general, pentru că așa a fost și sistemul în care am lucrat, vreau să plătesc bazat pe performanță. Și atunci încerc să dau comision. Pe comision. În general dau un salariu fix, da. Cât persoana respectivă să nu aibă probleme să-și... Peste 1000 de euro sau sub? Sub 1000 de euro, bun, da? Sub 1000 de euro. Dar dacă reușește și are un management foarte bun al clienților pe care i-are în portofoliu și crește foarte mult, atunci poate să ajungă chiar și partener, dacă omul este foarte bun, capabil. Dar dincolo să nu ajungă partener, adică într-un an de zile cât poate, dacă își cunoaște pe toți bucătarii din cartierul, nu știu, Drumul Taberei și îți aduce tone, cam cât poate să fie? Poate să ajungă la 2000-3000 de euro. Pe o medie pe lună. Medie, da. Dar pe o medie pe lună, adică, să spunem așa, ar putea să ia un bonus anual de 25.000 de euro, nu? Nu știu, 20, 25, 30.000 de euro, mai puțin, mai mult. Da, poate să ajungă acolo. Deci este modelul pe care tu l-ai luat din Colliers, din multinaționale și care îl implementezi la compania ta. Zic că este un model sănătos, pentru că având contactul foarte mulți care vor să se angajeze, majoritatea au așteptările foarte mari. Nu e nicio problemă să ai așteptările foarte mari, dar trebuie să și dovedești acest lucru. Adică trebuie să livrezi. Trebuie să livrezi exact ce ai propus, ce s-a propus. Dacă livrezi, nu e nicio problemă. Nu cred că este vreun antreprenor care
vrea să-și, sau un businessman care vrea să-și plătească omul cu un milion, dacă el face de 10 și vrea să și-l țină în firmă. Adică deja am trecut de nivelul acesta. Dar la Colliers cât a fost comisionul tău cel mai mare? De ordinul A? A luat vreodată 10.000 de euro comision? Dintr-o tranzacție? Proiectele erau foarte mari. Proiectele erau foarte mari. Nu știu ce înseamnă, ca să știm cam pe unde. Discutam pe proiecte de milioane, zeci de milioane de euro. Bun, și comisionul cât era acolo? Putea să fie cu multe zerouri. Era, putea să treacă de 10.000, putea să... Da, putea să urce. Cazuri asta... de auzit, adică au fost cazuri de 100.000 de euro comision? Da, sunt foarte... da, da, au fost. Cazuri, nu? În care pentru un proiect foarte mare se... Da, deși par sume foarte mari, un consultant foarte bun poate să aducă un beneficiu de 10-15 ori mai mult decât comisionul luat. Poate... Bun, cum e mai bine să fii, adică să lucrezi un salariu fix pe bază de comision și poți să ajungi, nu știu, până la cerul, ca să zic așa, în funcție de cum este piața, sau să fii proprietar? Am mers pe partea de proprietar în... Da, tu ai fost și aveai, da, da, erai ai fost consultant, acum ești proprietar. Am mers pe partea de proprietar nu neapărat din perspectiva banilor, pentru că nu totul se rezumă la bani. Când creezi ceva de la zero, este acel simțământ că, domne, se poate, am creat ceva. Am 10 oameni care depind de salariul meu, pe care îi ajut să trăiască, creez niște locuri de muncă, creez un mediu curat, educ o anumită categorie socială și așa mai departe. Este mai mult decât bani. Și da, este și partea de bani, pentru că una e să câștigi pe un proiect anume, alta e să dezvolți ceva care la un moment dat poți să-i faci un exit sau poți să... Ai luat credit de la bancă? În primii 2 ani de zile nu am luat credit de la bancă. Anul acesta merg și pe credite de la bancă. Să pentru faci că... ce cu banii? Adică ce e proiect de investiție ai astfel încât să necesite un credit de la bancă? Să mă dezvolt, să merg la următorul nivel. Adică? Să fiu pe lângă... partea de colector, da? Să fiu și acel trader care ajute pe ceilalți colectori micuți să meargă adică la export. Adică tu vrei să faci un fel de, dau un exemplu, un fel de avon, nu? Al uleiului comestibil. Da. Reciclarea uleiului comestibil, nu? Da, ceva de genul. Da. Nu, ca sunt, și sunt diverse, poate. Da, sunt diverse proiecte, ușor le implementăm, durează, dar... Noi asta vrem. Vrem să ajungem, deja suntem numărul 1, dar vrem să ajungem o putere pe plan local, pentru că altfel se discute. Dar ce înseamnă? Adică ești numărul 1 la colectarea de ulei comestibil, nu? Da. Ok. Și adică piața cât ar putea să fie? Adică unde te poți duce? Să iei toate județele, să iei jumătate din țară? Unde poți să ajungi? Adică poți undeva... să fii Marius Ștefănescu, regele uleiului comestibil? Da, se poate. În momentul de față, noi suntem undeva, să spun, sau anul acesta vom ajunge undeva la vreo 20%, zic eu, din piața din România. Mai este de crescut. 50%? 50% acolo. Foarte, foarte deci ușor. Deci poți să fii un target pentru fondurile de investiții, nu? Da, poate adică să te fie, gândești deci... așa, adică își previzionezi business-ul să fie, să lucrezi în acest mod? Business-ul, fie că îl previzionezi, fie că nu îl previzionezi, trebuie să fie structurat și aranjat ca și un business care poate să fie cumpărat de un fond de investiții. Pentru că structura și procedeile interne și tot ceea ce faci trebuie să fie foarte bine legate și să fie pe principii de business. Pe principii de business... deci nu, ideea e următoarea. Dacă scoți ownerul de acolo, business-ul ar trebui să meargă în continuare. Așa încerc să-l cresc împreună cu adică tu să mei. Poți să stai, să joci fotbal și business-ul să meargă de la sine. Nu că e sâmbătă, duminică. Doar sâmbătă. Doar sâmbătă. Nu, întrebarea mea, spre exemplu, în continuare, dacă ar fi să dai un sfat unuia care, nu știu, termină acum facultatea, îl sfătuiești întâi să ducă la un multinațional să învețe proceduri, modul de lucru și asta și după aia să devină antreprenor sau să devină din prima antreprenor, să sare etapele? Depinde foarte mult și de persoana respectivă, depinde foarte mult și
cum e el construit. Dacă deja e la nivelul la care poate să facă acest pas către antreprenoriat, dar sau mai are nevoie... Adică are nevoie de, adică doar să aibă nevoie de bani sau nevoie de cunoștință? Banii, în momentul de față, nu cred că sunt o problemă. Bani se găsesc și cum găsești la... o problemă? Dacă ai o idee foarte bună, în general banii nu sunt. Sunt o grămadă de companii care finanțează startup-ul. Sunt o grămadă de oameni de afaceri care au bani deoparte și pot să... Să nu spui acum că te caută băncile să-ți dea bani. Nu. Acum că până acum tu cauți acum băncile. Caut eu, da? Acum și nu le poți caut să zici. Eu, dar se poate. Deci se poate. O idee bună, zic eu că se poate și fără foarte mulți bani. Și nu cred că avem acum timp, dar cred că sunt o grămadă de exemple care au pornit de undeva și s-a ajuns foarte sus. Acum nu poți să faci sticlărie, de exemplu, pentru că acolo trebuie investiții de milioane de euro și să n-ai bani. Dar lucruri mărunte, noi de exemplu Green Environment, când l-am început, am venit fiecare câte 10.000 de euro, pe care am văzut că a mers. Din SRLD sau direct? Din comision? Nu, direct. Direct, nu? Direct, deci da. Nu te-ai dus la SRLD? Nu m-am dus, am luat de acasă. Deci fiecare a venit cu 10.000 de euro și a spune, bun, avem 30.000 de euro, hai să facem lucrul ăsta, da, prin Environment. Da. Da, și am dat drumul ușor, nu știam cu ce se... N-am mai avut parte de așa ceva. N-am mai văzut business-uri similare, să zic că aveam cât de cât, am luat-o ușor și am început să-l structurăm. Bun, deci tu spui, cu toate că au trecut 24 de ani și economia nu mai este virgină, există nișe în care te poți dezvolta, adică de la 20 ceva de ani, 30 de ani, te poți dezvolta. Orice business, dacă reușești să-l structurezi de la început, orice nișă de business poate să meargă. Dar ce înseamnă să-l structurezi? Că tot timpul auzim astfel de comentarii. Să fie structurat business-ul. De exemplu, mergem pe partea mea de reciclare. Pentru mine e foarte important ca să am o structură internă, gen angajatul meu când se duce la restaurant să mă reprezinte, să fie învățat cum să vorbească, să fie... El este imaginea mea. Ok. Da? Să știu să-l trăinuiesc ca el să mă reprezinte acolo. După care să știu să iau informații de la el, să văd ce se cere, să am acest contact tot timpul cu oamenii mei din piață, să știu ce se cere ca să pot să vin cu produse noi. Doi, să-mi caut un partener pe termen lung și nu gen țepe sau orice altceva, pentru că în România suntem învățați cu altfel de lucruri. Parteneriate pe termen lung, o soluție de win-win pentru client și celălalt partener. Da? Da, spre exemplu, ți-a fost greu să intri pe piața asta? Adică, nu știu, să discuți cu fast food-urile și cu toți clienții? Da, eu având partea asta de, să zic, experiență pe partea de corporate, când am fost consultant, n-am avut o problemă să merg să-mi negociez diverse lucruri. Dacă e să mă întreb, când am început business-ul de ulei, nu aveam o picătură de ulei strânsă și m-am văzut cu directorul general de la cel mai mare concern din Europa pe partea asta de uleiuri, să-i zic că eu vreau să fiu reprezentantul lui. Pare o nebunie pentru mulți, dar am mers, i-am ținut o prezentare de o oră de ce eu și nu altcineva și mi-a zis că tu vei fi omul meu de contact în România. Dar el avea și alte alternative? Avea și alte alternative, da. Ok, și tu i-ai zis, a intrat, domnule, o să mă dezvolt, o să investesc, trebuie să fie aproape de mine și îți promit că vei avea un partener pe termen lung. Adică... Dăm un preț bun în care pot să mă dezvolt, nu-l negociez și mergem împreună. Bun, și ți-a dat prețul și după aia te-ai reîntors în România și am început să încep. Și aveai nevoie de... și ai targeturi lunare? Adică cât ulei trebuie să livrezi? În principiu se merge pe targeturi lunare. În momentul de față livrez către mai multe locații și de asta nu am targeturi stabilite. Jucându-mă pe spoturi, pot să iau un preț mai bun. Ce înseamnă jucându-te pe spoturi? Gen, este o fabrică care nu mai are ulei, în momentul de față trebuie să producă, da? Are nevoie de ulei, îi dau un telefon și au un preț mult mai bun decât, sau ei mă sună că au nevoie. Bun, și nu până la urmă tu devii un trader așa, între oarecum, diferite locații. Oarecum, da. Trader. Da. Deci pe partea, dar o fabrică de ulei vrei să-ți faci? De palmier în România? Fabrica de ulei de palmier nu, pentru că ulei de palmier, te referi la biodiesel sau ce anume? Fabrica de ulei, eu știu. Nu cred. Poate o fabrică de biodiesel ar fi interesant, pentru că nu se produce biodiesel din ulei alimentar uzat în România.
momentul de față. Bun, dar ce capacitate de producție ai vrea să faci tu în România? Că tot discutăm despre industrializare, reindustrializare, capacitate de producție, tu ești un trader, iei ulei dintr-o parte, îl vinzi în alta, îl vinzi și în afară, te gândi la vreo capacitate de producție? Cred că pentru început undeva la vreo 10.000 de tone anual. 10.000 de tone anual, din care eu să am undeva la vreo 30% și restul să vină din altceva, din trading, din importuri. Bun, te gândești la alte business-uri acum? Mă gândesc la alte business-uri, sunt multe business-uri care pot fi implementate, dar trebuie să stau să cresc ceea ce am început. Da, deci nu nevoie, vrei să te... Da, este nevoie, până business-ul ajunge la o anumită maturitate, este nevoie de implicare personală și structurare pe partea. Bun, peste 5 ani ne revedem din nou la ZF Live, unde vrei să fii? Adică unde visezi să ajungi? Vreau să fiu tot în business, clar. Ok. Și probabil să fiu la primul exit. Adică să intri o copertă din, fie din ZF, fie din Business Magazine, în care să spui regele uleiului comestibil, nu? Da, sper să fie, da, da, regele uleiului reciclat, pentru că combustibil sunt okay. Mai mult. Regele uleiului reciclat, adică să ai 80% din piață. Da, sper ca creșterea începută să continue, poate nu în același rind, pentru că la început este un rind mult mai accentuat, dar... Noi avem un ulei bun reciclat? Da, da. Da? De ce? Adică versus, nu știu, bulgarii, te gândești, te duci la bulgarii, în Ucraina? Noi în momentul de față chiar dorim să educăm, pentru că asta am spus, în orice business partenerul tău sau clientul tău final trebuie educat în cazul în care nu știe. Chiar avem acum pe partea de restaurante, le dăm anumite testere, să-și verifice uleiul, să nu prăjească foarte mult, astfel... Voi aveți cartofi prăjiți mult mai sănătoși, prăjiți într-un ulei bun, astfel uleiul nu mai este așa de toxic. Deci ăsta e trendul care vrei tu să schimbi piața, adică omul care se schimbe uleiul de floarea sa, în ulei de palmier. Trebuie educat piața. Dar uleiul de palmier de unde vine? Că uleiul este de importat. Palmier vine din Malaysia și Indonezia, mare parte. Și tu îl importi, nu? Da, îl import. Îl import direct și... Și cum ai ajuns în Malaysia și în Indonezia? N-am ajuns încă. O să dar ajung vara aceasta. Bun, merge... dar cum ai ajuns? Adică dacă tu îl iei, înseamnă că ai sunat undeva prin, și ai zis... Prin trader, nu? Da. Încă suntem la nivele micuțe și nu ne-am... Bun, tema noastră în tema este, putem avea o creștere economică de 5%? Da. Crezi? Da. Cum? Dacă ai fi față în față cu premierul Ponta, să spui vreau o creștere economică de 5% și uite, ți arăt aceste idei. Ce idee ai avea? Păi, în primul rând, ar trebui stimulat într-un fel sau altul, economia. Cum? Prin diverse programe. Ok, vorbeam de TVA. Reducerea TVA-ului poate să fie încă una. Nu știu okay. La nivel macro care este impactul, n-am stat. Bun, să ne uităm aici, știre din ziar financiar de astăzi. Guvernul a zgurmat investiții publice în ianuarie, cheltuielile de capital s-au prăbușit la cel mai scăzut nivel de la începutul crizei. Ce putem face? Sau ce poate să facă guvernul? Investițiile publice, și aici mă refer în special la partea de... partea de drumuri sau infrastructură, să o numesc așa, pentru că nu e vorba numai de drumuri, ne afectează foarte mult. Și, cât pierzi? Uite, Dacia spune că pentru că nu există autostradă ca să treacă munții de la Pitești la Sibiu, plătește în plus 30 de euro pentru fiecare mașină. Tu? Când pleacă cisterna, ce faci? Eu plătesc, da. În plus, nu pot să zic cât plătesc. Cisterna mea face din București până la graniță, undeva la 8 ore, chiar 10 ore, pe un drum care normal, de fapt, face mai mult, pentru că are și oprit. Deci am o zi până la graniță și încă o zi dus. Deci probabil că pierd 150 de euro spre 200 de euro pe transport. Asta deci 200 exact de să... euro la 4 cisterne, deci tu pierzi, hai să zicem așa, grosul mod, exact. 1000 de euro pe lună, 12.000 de euro pe an. Pe acolo, pe undeva, aș putea să spun. Dar când mă gândesc la infrastructură, mă gândesc la și la port, da? Port? Ce are portul? Portul,
majoritatea importurilor se fac prin Rotterdam. Cei mai mari trader sunt în Rotterdam pentru că au o fiscalitate mult mai bună pe partea de TVA, taxe, recuperare TVA și așa mai departe. Și atunci, să zicem, Olanda, nu e vorba da. de Amsterdam, de Rotterdam, Olanda a mers pe partea aceasta și a încurajat. Noi am putea să fim un hub foarte bun pentru Europa, pe tot ce înseamnă, nu neapărat Constanța. Doar pe alimentar. Da, Constanța. Bun, dar încă nu suntem în Schengen. Și probabil asta, că nici nu asta se rezolvă. Îmi ziceai ce sfat i-aș da domnului Ponta, să le ia de mână pe domnul Băsescu și să încerce să facă ceva cu Schengen. Ne-ar ajuta. Odată ce am fi poarta către Europa, suntem destul de aproape de Asia. Bun, dar Rotterdam, adică olandezii, de ce a renunțat ei la Rotterdam pentru Constanța? Că fiecare și apără... Nu trebuie să ne ducem chiar până acolo, dar avem și ungurii care sunt destul de aproape, avem și Austria care e destul de aproape, deci poate să fie o variantă. Plus că avem și Dunărea, care este, în opinia mea, la ora actuală, cel mai... Din punct de vedere geostrategic, este unul dintre cele mai importante fluvii. Poți să vii până în Constanța și să urci. Cu biodieselul așa se face. Locațiile se Am înțeles. Bun, eu ce să zic, ne vedem peste 5 ani sau poate ai între timp alte informații. Mulțumesc frumos, Marius Ștefănescu, antreprenor, Green Development. Sper să ajungă sau este deja într-un fel sau altul regele uleiului reciclabil în România, nu? Da. Ți-am găsit și un nume. Ok. Mulțumesc frumos acum.